Avertizarea cod galben de îngheț rămâne valabilă până la începutul săptămânii viitoare. Duminică, pe întreg teritoriul țării, se prevede cer variabil. La Briceni și Soroca vor fi 10 grade, iar la Bălți și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol, Leova și Comrat se așteaptă 13 grade, iar la Cahul 15 grade. Duminică, în capitală, vor fi cel mult 12 grade. În următoarele zile, în întreaga țară, maximele vor oscila între 9 și 14 grade, iar noaptea între minus 1 grad și 8 grade Celsius. Duminică, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi înnorat. La Madrid se așteaptă 24 de grade, iar la Paris și Londra vor fi 18 grade Celsius. La Berlin sunt prognozate 13 grade, la fel și la Viena. 20 de grade vor fi la Roma, iar 12 grade se așteaptă la Praga, Varșovia și Budapesta. La Belgrad va ploua și vor fi 9 grade. În capitala României, cerul va fi înnorat și se anunță 17 grade. Ploi cu descărcări electrice și 23 de grade vor fi la Atena, iar la Kiev și Moscova câte 11 și respectiv 12 grade. La Ankara, cerul va fi senin și se vor înregistra maxime de până la 26 de grade Celsius.